Perioada 24-30 martie aduce a doua ediție a Săptămânii Pacienților, eveniment ce își propune să aducă în spațiul public problemele pacienților și să creeze un dialog între autorități și reprezentanții asociațiilor de pacienți. Săptămâna Pacienților poartă semnătura Coaliției Organizației Pacienților în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România. La Giurgiu, sesiunile de informare vor începe mai devreme, începând cu data de 13 martie, când la nivelul mai multor țări se sărbătorește Ziua Internațională a pacientului. Asociațiile de pacienți și-au propus să pună accentul pe drepturi și obligații. Alianța Pacienților Cronici din România, alianță la care a aderat și ABCH Giurgiu, a reeditat broșura Drepturile Pacienților în număr de 25.000 de exemplare și va fi distribuită gratuit de către voluntarii ABCH Giurgiu către pacienții din județul Giurgiu. În zilele de 24 și 25 martie, Asociația Bolnavilor Cronici și de Hepatită Giurgiu va organiza două sesiuni de informare, în care se vor dezbate măsurile de prevenție, dar și de îngrijire în ceea ce privește cancerul de sân. Organizăm sesiuni de informare cu privire la cancerul de sân. Scopul atelierului este de a pregăti persoane cheie de la nivelul comunității pentru a organiza și susține ore și sesiuni de educație privind sănătatea sânului, care să ducă la creșterea nivelului de conștientizare privind importanța depistării precoce a cancerului de sân și la creșterea ratei de depistare a bolii în stadii precoce. La nivel național, în cadrul Forumului Național al Asociației de Pacienți, vor fi dezbătute teme ca accesul pacienților la tratament și îngrijiri în sănătate, pacienții și reforma sistemului de sănătate, discriminarea pacienților cu afecțiuni cronice din România și protecția socială a pacienților. Totodată, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România va propune tuturor asociațiilor de pacienți un cod etic de conduită și o platformă comună de acțiune.